Salut! Sunt Tiberiu de la cel.ro și azi o să povestim despre o nouă carcasă descoperită de noi de curând și despre un sistem IAXA de 5.000 de lei făcută cu ea. O să ne uităm în prima parte a clipului la niște imagini cu carcasa. În partea a doua o să vedem ce piese am pus în ea. Iar în ultima parte o să comentăm scorurile scoase de sistem în benchmark-urile noastre de test. Să-i dăm drumul, zic! Cu IAXA negreșit, faci succes. IAXA. Faci succes în jocul favorit. IAXA. Cu IAXA negreșit, faci succes. IAXA. Faci succes în jocul favorit. IAXA. Nu, nu, nu. Nu dați banii pe prostii. Mult mai bine luați IAXA la copii. IAXA. Pentru că IAXA e un calculator bun. IAXA. Are luminițe, luminițe, precum pomul de Crăciun. IAXA. Piesele sunt atent selectate și testate. IAXA. Nu, 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 nu trebuie să le iei tu pe încercate. Oricare din cele 150 de configurații ai cumpăra, IAXA este un calculator pe care te poți baza. IAXA. XA. IAXA. IAXA. Până să mergem la specificații, o să mă laud un pic cu ce am mai făcut pe site. Am pus opțiunea de a-ți putea alege sursa la sistemele noastre, pentru că am văzut că sunt câțiva care cred că, nu știu, o sursă mai puternică sau una cu certificare 80+, poate face diferența. Și atunci, decât să îmi scrieți în comentarii sau, eu știu, pe TikTok sau pe unde mai apucați, că vreți o altă sursă sau ce sursă e sau de care e sau cum și o mie de alte întrebări de genul ăsta, am zis că e mai simplu să punem acolo opțiune și să vă puteți alege voi dacă vreți o sursă mai puternică. Personal, sursele pe care le punem sunt fix ce trebuie pentru sistemele respective, fac ce trebuie și nu se întorc nici în service, dar dacă voi vreți alte surse pentru că așa credeți voi că vă ajută la ceva, na, puteți să aruncați cu banii pe geam, pentru că nu se supără nimeni. Așa? Și a doua opțiune pe care am pus-o e să vă alegeți tipul carcase, pentru că iar sunt unii care sunt pasionați de carcasele clasice, alții care vor acvarii, alții care vor din acelea transformer, și atunci decât să facem 10.000 de configurații fiecare cu o carcasă pentru anumite de carcasă, am zis mai degrabă puteți alege voi de care tip vreți. Da? Acum să ne întoarcem la IAXA noastră. Nu e așa că e mișto carcasa? Are 6 ventilatoare ARGB, din care cred că vreo 4 sunt reversed. E sticlă securizată. Na, nici nu e foarte, foarte scumpă. O arată, după cum vedeți, foarte, foarte bine. Acum, na, probabil că nu toți sunteți fierți pe acvarii, dar mie personal îmi plac foarte, foarte mult, așa că de asta o să tot vedeți pe canal acvarii. Ok? Ce am pus în el? Sistemul are un procesor i7-12700KF care rulează la 3,6 bază și 5 GHz în frecvență turbo. Are 12 nuclei, din care 8 performance și 4 sunt economy sau efficiency. Are 25 de mega cache. Placa de bază este un GB B710MH care are două sloturi de memorie DDR4 ce suportă până la 64 de giga și două sloturi de SSD M2, are USB 3.2 generația 1 și gigabit Ethernet. Placa video este un Gigabyte RTX 4060 WinForce OC de 8 giga, 128 de bits și locul este la 2475 de MHz. Sursa, că tot eram fiert pe surse, că surse în sus, surse în jos, sursa este un Cougar XTC ARGB de 650 de W, certificată 80+ white, adică aia de bază, nu este bronz, da, face ce trebuie. Știe Active Power Factor Correction, Active Power Factor Correction, mă rog, care-i pronunția, voi știți. Memoriile sunt G-Skill 16GB 2.8, DDR4 la 3200, cele 16, pus în dual channel și SSD-ul este un Kingston de 1TB. Da, cam astea sunt datele despre sistem. Monitorul nostru de teste pe care am rulat benchmark-urile este un Gigabyte M27QX care știe 240 de Hz și Quad HD. Acum să ne uităm la benchmark-uri.
În superposition am scos 13.777 de puncte. Tot se plângea cineva că am pus coolerul la Arctic Freeze și că ar fi cumva cam prea mic pentru procesor la, dar din ce văd în teste cât a rulat a ajuns la maxim 70 de grade, procesorul poate să meargă până la 100 de grade, deci 70, eu zic că mai e hăt până la 100. Și plus că nu o să-l folosiți în load, nu o să-i dați blan așa până să ia foc, să faceți cartofi frăjiți pe el. Deci teoretic ar trebui să fie ok pentru jocuri și pentru ce mai faceți chestii astea casual. Dar după care în Time Spy am scos 11.025 de puncte per total, cu 10.539 la GPU și 14.928 la CPU. Și în Cyberpunk am scos 111 frame-uri pe Ultra în Full HD și 66 de FPS-uri în Quad HD, da, tot pe Ultra. În ambele testări am setat frame generation pe on. Dacă îl dezactivăm, cumva am mai scad cu vreo 10-15 FPS-uri scorurile. Așa, ce vreau să comentez? M-am uitat cumva la scorurile scoase de Diaxa pe care am testat-o în episodul precedent, cea care este undeva la 4400 de lei acum. Păi și scorurile sunt cam tot. Deci cumva aia a scos superposition, a scos 13.994, deci cumva un pic mai mult. Un Time Spy a scos mai puțin per total, cumva la GPU a scos mai mult. În Cyberpunk a scos 114 în loc de 111 și 69 în loc de 66, deci cumva 3 FPS-uri în plus față de asta care e mai scumpă. Și uitându-mă așa mi-am dat seama că ai avut o variantă de 4060 Eagle OC, are ceas undeva la 2505. Și atunci cumva are sens de ce în testele astea ăla care e mai ieftin cumva a scos mai multe FPS-uri sau niște scoruri mai bune pe video, pentru că na, până la urmă se pare că foarte important, adică mai important la jocuri este placa, e mai important e placa video decât procesorul. Procesorul e acolo cât să nu te încurce, dar nu neapărat că o să te ajute foarte mult pentru jocuri. Așa că dacă cumva sunteți, nu știu, doar vreți să vă jucați maxim și atâta, probabil că nu are sens să te arunci la i7, i9 și altceva. Dacă vrei să mai faci și altceva cu calculatorul în afară de jocuri, probabil că da, are sens. Acum uitam scorul la CPU, de exemplu în Time Spy, e mai bun pe i7. Are 14.000, iar altul cu i5 are 12.988. Mă rog, nu e o diferență la cer la pământ, dar e o diferență și atunci cam asta e treaba. Deci dacă vreți jocuri mai degrabă, procesor mai slab cumva și o placă mai bună decât un procesor mai tare și o placă mai slabă. Cam astea sunt observațiile după episodul de astăzi. Da, cam atât pentru ziua de azi. Ne auzim la următorul episod cu următoarea Diax. Numai bine!